Foști premieri, miniștri, ziariști, sportivi celebri, bogații României s-au înghesuit să prindă un loc la petrecerile lui Cristian Pizea. Acum spun despre el că inventează povești. Atunci îl rugau să intermedieze contracte și șpăgi uriașe. Tot acum au pus premiul pe capul său de sute de mii de euro și plătesc ample campanii de presă împotriva sa. De ce se tem acești oameni? Deputatul Fugar povestește într-un nou episod cum s-a parafat un contract de 290 de milioane de euro la botezul fiului său. Doar la Realitatea Plus vedeți imagini exclusive cu șmecherii României și cum petreceau ei. Cei care dau românilor lecții de moralitate la televizor stăteau cot la cot cu grupul de la Monaco. Nu ratați noi dezvăluiri senzaționale de la ora 18 la culisele statului paralel.